vreau să facem niște concluzii, dar scurte. În primul rând vreau să felicit și să subliniez virtutea cea mare a răbdării auditorului, că a durat această conferință, ce este 4 ore ca sinodul. Ați ținut neapărat să fie o realitate. Da, vreau pentru auditoriu, și eu știu despre ce-i vorba, să dați niște răspunsuri care s-au ascuns în această amploare literară. Pentru că se vede că nu e teologică. În amploare literară această dezbatere și iată, până la urmă s-a prăzuit Paștele în 1928 sau 29, la altă dată? Nu. Doar în 1924. Când mi-aducea cineva mie argument că s-a prăzuit și în 1924. Dar cum s-a prăzuit? Fără lumină. Atunci nu erau mijloacele de transportare a luminii la Ierusalim și sigur că au putut să se rătăcească, erau izolați. Sigur, problema aceasta, dar trebuie atent făcută, cunoscută această conferință, că dăm sămânță de discuție tuturor celor care acum abia așteaptă să fie cărcotași să discute despre aceasta. Deci să fiți foarte atenți, să nu fiți promotorii unor discuții sterile referitoare la discuțiile care au fost, că unde au mai reluat. Sigur, trebuie să fim foarte atenți. Prin urmare, în perioada interverică au fost discuții care s-au epuizat, au provocat niște frământări. Și datorită faptului că Patriarhul era ocupat cu niște treburi lumești. Sigur. Trebuie politica să stea neutră față de biserică sau biserică față de politică. Biserica trebuie să fie neutră față de politică, pentru că politica este cea care aduce de multe ori prin emisiunea sa în treburile bisericii, poate aduce tulburare, ca și în cazul acesta. Mie mi-a spus un bătrân, care nu știa multă carte, dar citea toate cărțile. Eu eram copil la seminar și el era vecin peste apă, peste Bistrița. Și plăcea să discute cu mine. Știu că eu citesc Biblia, că stau în munte, stau singur, și Biblia îmi place cel mai mult. Nu știu să o interpretez, dar eu îți spun ce am înțeles din Apocalipsă. Desfrânata cea mare din Apocalipsă nu e alta decât politica. Am reținut și mi se pare că are dreptate. Asta e concluzia teologică a unui bătrân care știa doar să citească, mai mult nu știa. Dar căuta să dea și interpretări. Sigur că nu se poate fără politică. Politică o avem din Vechiul Testament. Dumnezeu a așezat pe Moise, conducătorul politic al poporului evreu, și pe Aaron, conducătorul religios. Deci nu putem fi în afara politicii, dar nu trebuie să existe un amestec, ci doar un dialog între politică și reprezentanții bisericii. M-ați speriat la un moment dat, când spuneați multe, în sfârșit concluziile sunt liniștitoare, dar dezbaterile au fost atât de furtunoase și atât de colorate și pline de valuri care produceau îngrijorări. Sigur, s-a propus, dar nu s-a și dispus schimbarea Paștelui. Paștele a rămas pe Pascalia veche, da. Pentru că aceasta e Pascalia celorlalte biserici ortodoxe. Nu se pot sărbători Paștele de două ori, cum s-au propus acele aberații, dar Dumnezeu aici se vede că Dumnezeu conduce biserica și nu oamenii. Că n-a îngăduit Dumnezeu să se schimbe
Pascalia, pentru că acest calendar este un ceas. Într-adevăr, nu este o dogmă. Este un ceas. Dar știința aparține lui Dumnezeu. De aceea s-a luat ca reper echinocțiul. Și dacă a rămas în urmă, sigur, îl punem la loc. Punem data echinocțiului, cum a fost atunci la sinodul de întâi ecumenic la 325, echinocțiul de 21 la 21 martie. Căduse atunci cu 3 zile, da. Că data echinocțiului, cum au spus astronomii din Alexandra, trebuie să fie 21. Și s-a statornicit că aceasta e data. Dar cei de atunci au pus o îndreptare echinocțiului, dar nu și-au luat măsurile strategice ca să nu mai rămână în urmă anul, să se mute echinocțiul în virtutea inerției. Și de aceea, iată, calendarul iulian a fost îndreptat în Biserica Ortodoxă la 1923 doar pentru sărbătorile din afara Paștelor, dar Paștele, pentru că n-au putut să îndrepteze toate bisericile calendarul, a rămas pe calendarul neîndreptat, nu calendarul schimbat, nu v-am atras atenția, că nu este schimbat, îndreptat. Îmi pare bine că am stat aici, mi-ați spus și mie răbdarea la încercare, că aveam multe de făcut, dar bine că am stat să lămurim și pentru cei ce sunt aici și pentru cei ce vor mai lua cunoștință de această temă intervenică pe care ați adus-o ca să mai produceți puțină frământare, nu zic tulburare. O lămurire de mic. Lămurire, bine. Deci dacă cei de atunci întâi s-au tulburat, s-au frământat, până la urmă s-au lămurit. Să nu mai tulburăm și să-i frământăm pe cei de acum, că nu se știe dacă se mai lămurește. Pentru că acum problemele sunt mult mai incitante. De aceea să avem grijă cum va penetra acest studiu sau concluziile acestui studiu. Nu e același context. Sigur, nu e același context. Nu sunt foarte atent. Îmi pare bine că au fost aici profesori de teologie care pot să vegheze mai departe. Sigur, îndreptarul bisericii noastre, biserica noastră este ortodoxă și rămâne ortodoxă până la sfârșit, dar cu așteptarea celorlalți să vină la ortodoxie, că rugăciunea arhierească a Mântuitorului, aceasta, de fapt, subliniază ca toți să fim una și trebuie să fim una și nu va fi sfârșitul lumii acesteia, sfârșitul veacului, până nu vin, vom fi toți una, astfel încât ortodoxia îi așteaptă pe cei ieșiți din matcă să se întoarcă la matcă și să subliniați acolo, aici în final, ați subliniat care e deviza Europei. Este luată de la mișcarea ecumenică. Unitate în diversitate. Deci sunt plagiatori. Eu, politicienii de la Uniunea Europeană au plagiat mișcarea ecumenică. Unde a apărut mișcarea ecumenică, unde e sămânța dorinței de unitate? La protestanți, cu conferința din 1910. Acolo este începutul mișcării ecumenice. Au simțit golul și vor să se umple din nou, că ei sunt goi. De aceea au chemat toate bisericile la un dialog. Trebuie să fim foarte clari cum explicăm acești termeni, că să nu-i zmintim pe cei ce încă ei știu să se roage, dar nu știu să teologisească. Și dacă îi zmintim, să despar de noi, ca stiliștii. Că stiliștii au înțeles că se schimbă calendarul. Nu se schimbă, se îndreptează. De aceea, stiliștii nu s-au aprobați. Pentru că țin pe vechi de nicio biserică pe vechi și mai ales de bisericile centrale, Patriarhia Ierusalimului, de Sfântul Munte. Am fost martor, că am fost la sărbătoarea Bobotezii, la care au venit și stiliștii din România. N-au putut să intre să slujească. Chiar dacă Patriarhia Ierusalimului este pe vechi,
este pe vechi, dar a primit pe slujitorii pe nou din Biserica Românească, pentru că suntem în comuniune. Ei nu sunt împotriva calendarului, dar n-au găsit momentul îndreptării. Și calendarul, dacă se ține cu celelalte sărbători, să zicem, nașterea, care este un reper, dacă se țin după calendarul neîndreptat, nu au nici o greșeală, pentru că sunt multe, mai mult țin calendarul neîndreptat decât calendarul îndreptat. Trebuie să vorbim și de Rusia, chiar dacă e interzis, acum nu e interzis. Rusia e cea mai mare biserică în momentul actual. Are mai mulți creștini decât cealaltă parte a ortodoxiei. Și atunci, dacă ei sunt pe calendarul neîndreptat, mai mulți sunt pe calendarul neîndreptat decât pe calendarul îndreptat, plus patriarhiile istorice, plus Sfântul Munte. Bine că a fost și această provocare, că a fost o provocare, că nu era ușor să vă ascult cu atâtea cuvinte întortocheate și mai mult de literatură decât de teologie. Pentru că aceasta e formația dumneavoastră. Cei care au dat amploare în al preasfinția voastră au fost intelectuali, interbelici. Ei vin cu cuvinte sofisticate și răstălmăcesc și răstoarnă... N-au prea dat amploare. Au crezut că dau prinsia. Iată, Nicolae Iorga a fost cel mai înțelept. Ce cuvinte frumoase a spus, da. Cuvinte de teolog. Pentru că știința te face stăpân pe cuvintele pe care le scoți. De asemenea, teologii aceștia, laici, au fost de asemenea și sunt vestiți pentru teologia lor, chiar dacă au fost laici, dar erau teologi în adevărat sens al cuvântului. Sigur, e frumos studiu, dar atenție să rămânem cu teologia ortodoxă în prim plan, celelalte sunt pentru studiu și pentru comparație, să nu avem în vedere când ne închinăm decât ortodoxia curată, altfel ne rătăcim și ne pierdem. De ce a scris biserica, are una din porunci, să nu citiți cărțile eretice? Teologii citesc, spune ei că sunt stăpâni. Intră în subconștient și te tulbură. De asta este porunca bisericii, să nu citim cărțile eretice. Atenție! Sperăm să se împuțineze timpul când vor veni schismaticii și ereticii la ortodoxie. Pentru asta să ne rugăm, cum ne rugăm în Ectenia Mare, pentru unirea tuturor bisericilor, nu utilitatea, cu și terminul a produs mare încălceală. Vrem să folosim termeni literari neapărat în liturgică. Nu se potrivesc întotdeauna. Au adus la unii sminteală. A venit un creștin. Ce-i cu cuvântul ăsta? Era zelos. Până acum nu l-am auzit. Nici nu vreau să-l mai aud. Ce poți să-i spui? Dacă omul s-a tulburat. Cum să zici unitate dacă îl tulbură? Și adevărul că e unire, nu e unitate. Au dreptate oamenii simpli să ne corecteze, sigur. Da. Vă mulțumesc de răbdare. Nu al 10 la răbdare pentru toți cei prezenți. Dar să o aveți, nu numai ascultând pe alții, ci și lucrând virtutea răbdării în toate împrejurările vieții. Mulțumesc! Eu mă așteptam să am de corectat la sfârșit. Credeam că o țineți așa pe păreri. Și pe nu știam unde ajunge. Ați în cercetare, ați aterizat bine. Bine că a fost aterizarea neforțată.